Citește, Hoiuc Firmanu. Aleși și măriți boieri, episcopi, și boieri, și voi, supuși și robii mei, sfârșitul vieții voastre fie fericit. Supuși și robii mei, începe ca pe vremuri. I-am spus eu că s-a primit, i-am spus. Prea supusul meu, bei al Moldovei, la primirea acestui cuvânt, te vei îngriji să-mi trimiți peșcheșul obișnuit, dinpreună cu toată zahereaua, pentru oștile mele. Îți poruncim ca de îndată să te gătești tu cu oastea ta de moldoveni la Bender pentru a ne fi la îndemână în războiul ce-am hotărât al porni împotriva țarului Petru. Așa să faci, negreșit. Nu. Moldova nu vrea război. Voi ni-l impuneți. Alta a fost făgăduiala sultanului când am suit în scaunul Moldovei. Și păzește-te să cugeți sau să-l făptești al minter și dă crezământ sfintei noastre semnături. Dat la Țarigrad... Războiul. Iarăși robie. Moarte și prăpăt. Urci au trecut hotarele Moldovei și pustiesc satele, măria ta. Moarte, moarte, blasta mate. Și cați la noi în ograde. Omul cât îi din... Maria ta, uite pe smărândița cu alea în brâu. S-o propădică în ziua. Vă rușiesc, Maria ta. Dumnezeu să o tinească. N-avem de ales, Maria ta. Trebuie să ne batem alături de ruși. Între două răle... Scoală, scoală!